1,8 kW pe oră consumul, cât un uscător de păr. Ca și cum ai ține un uscător de păr în mâini și să-i dai drumul, atâta este consumul pompei de căldură, care asigură încălzirea pentru această casă de 130 de metri pătrați. Salutare tuturor și bine ne-am regăsit din nou. După cum vedeți, în spatele meu se află o casă de locuit pe un singur nivel, având suprafața totală utilă de 130 de metri pătrați. Nu asta vreau să vă zic, vreau să vă zic faptul că aici am instalat o pompă de căldură aer-apă, Midea, de 12 kW, trifazată. Este o casă foarte bine izolată, adică vată bazaltică, rockwall de 15 cm. De ce zic foarte bine izolată? Este nevoie să acordăm o foarte mare atenție la izolația clădirilor, deoarece pompele de căldură consumă în funcție de cât de multe pierderi de căldură avem. Deci, încă o dată, foarte importantă izolația, nu numai grosimea ei, chiar și felul în care este realizată. Așadar, pompa de căldură în acest moment nu funcționează. Vom intra înăuntru să vă ofer câteva detalii cu ceea ce am realizat aici. Ne aflăm în camera tehnică și voi începe cu alimentarea cu apă rece a acestei case. Avem aici intrarea apă rece, robinet cu olandez, manometru, reductor de presiune Calefi de 3x4, filtru grosier cu sită de inox și autocurățare de la Valrhon, un robinet să ia beneficiarul apă îngăleată, o supapă de sens cu arc și robinet cu olandez. De aici pleacă apa rece spre boiler, alimentează boilerul cu apă rece și cele două distribuitoare din cele două băi existente aici. Pe partea de încălzire avem unitatea internă a pompei de căldură de 12 kW. Și avem așa, stânga tur, dreapta retur, iar pe mijloc țevile de freon 5x8, respectiv 3x8 și o supapă de siguranță. Pe partea de retur avem instalat un separator de nămol de la Calefi, de un sol și un filtru Y. De aici pleacă agentul termic înspre acumulatorul de agent termic și boilerul pentru prepararea apă caldă, un boiler de 300 de litri de la Cordivari. Pe retur avem instalat un robinet cu servomotor cu 3 căi care face trecerea agentului termic de pe încălzire pe apă caldă în momentul în care se solicită apă caldă și invers. În acest moment prepararea apă caldă este oprită deoarece casa încă nu este locuită, se fac doar finisaje, este încălzită la 17 grade Celsius cu ajutorul unui sistem de încălzire prin pardoseală. Avem aici aproximativ, dacă bine rețin, este făcută instalația în urmă cu ceva timp, 14 circuite. Deci casă pe un nivel, încălzire în pardoseală. Iar pe partea de automatizare am folosit automatizarea Smart Home, control de la distanță, de la Salus, IT600, iar în ceea ce înseamnă termostate, Quantum, acele termostate subțiri, la dietă. Să revenim la camera tehnică. Deci pleacă agentul termic spre boiler. Avem aici în spate, da, partea de tur și de retur, un dezaerator automat de la Calefi și robinet cu olandez. Iar aici am introdus într-o teacă senzorul boilerului care, de fapt, citește temperatura din boiler. Încărcarea cu apa instalației, cu o supapă de sens cu arc, între un robinet de golire, acumulatorul de 50 de litri de la Cordivari, iar în partea de sus, un grup de siguranță de un țol de la Calefi, echipat cu manometru, dezaerator automat și supapă de siguranță. În partea dreaptă, cum privim spre acumulator, avem conductele de tur și de retur care asigură agentul termic pentru distribuitorul de încălzire prin pardoseală. Pe tur avem instalat o pompă de recirculare de la DAB, Evosta 3, un țol un sfert racordurile, iar în dreapta două vase de expansiune. Cel roșu este pentru încălzire de 25 de litri, iar cel alb pentru boiler, pentru apa menajeră de 20 de litri. Ambele sunt
instalate pe doi suporți reglabili pentru vas de expansiune, iar sub avem doi robineți de service. Acei robineți care ne ajută foarte mult în momentul în care dorim să facem mentenanță la vasele de expansiune. Acești robineți sunt echipați cu niște robineți de golire orientabili. Pe plecare apă caldă spre consumator, spre cele două băi și bucătărie, avem un robinet cu olandez de 3x4, o supapă de siguranță pentru boiler și conducta care face legătura între boiler și vasul de expansiune. În partea de jos avem un robinet de golire a boilerului, iar în partea de din dreapta avem alimentarea cu apă rece, un robinet cu olandez de 3x4 și o supapă de sens cu arc. Aceasta este instalația de aici. Acum vom accesa un pic meniul unității interne a pompei de căldură Midea, să vedem, să-i luăm pulsul, cum se zice la noi, să vedem exact ce consum avem. Pompa de căldură a fost pornită pe data de 23 decembrie 2021 și de atunci a funcționat pe temperatură scăzută a ambientului, aproximativ 17 grade. Vă voi arăta imediat termostatele, iar apa caldă este oprită momentan. A fost folosită și apă caldă la un moment dat, dar beneficiarul a oprit-o, având în vedere faptul că nu locuiește aici. Așa, haideți să vedem. Vom debloca. Ne arată că aici pompa de căldură în momentul de față se află pe off, adică oprită. Avem setat agentul termic pentru încălzirea prin pardoseală la 35 de grade. Simbolul că funcționează pe încălzire în pardoseală, off, apa caldă oprită, în acest moment 24 de grade Celsius în boiler, 8 grade Celsius temperatura exterioară, o temperatură foarte plăcută astăzi la noi la Oradea, de fapt casa este lângă Oradea, în localitatea Paleu, ora 18.32, este seară deja, și data 10.02.2022. Și acum să vedem, da? Mergem în parametrii de funcționare și avem așa, consum de energie din momentul din care a fost pornită, 745 de kW, atenție, 745. Temperatura apei ieșire 27 deoarece este pornită și dacă mergem la mai jos, avem 413 ore. 745 de kW împărțit la 413 ore de funcționare ne dă undeva la 1,8 kW pe oră consumul, cât un uscător de păr. Ca și cum ai ține un uscător de păr în mâini și să-i dai drumul, atâta este consumul pompei de căldură care asigură încălzirea pentru această casă de 130 de metri pătrați. Și punctez foarte mult, foarte bine izolată, nu doar că este izolată cu vată bazaltică de 15 cm, o izolație realizată corect. Aici avem capacitatea pompei, modelul de 12 kW, trifazată. Acum vom merge la distribuitorul de încălzire prin pardoseală și de ce nu și la termostatele de ambient pentru a vă arăta ce temperatură ambientală avem în această casă. Vom începe cu livingul. În partea dreaptă avem bucătăria, dar ne vom opri aici. Opa! Și avem așa termostatul. După cum vedeți, Quantum IT600 de la Salus. În momentul de față nu avem conexiune la internet, ne arată. Și este setat pe 17 grade, da? Avem 17 grade Celsius. 70% umiditate, asta datorită faptului că acum se lucrează în casă pe finisaje. Și vom merge spre distribuitor. Așa, aici 17 grade, la fel, da? Iar în dressing avem montat distribuitorul de încălzire prin pardoseală. De aici pleacă căldura individual în toate spațiile. După cum vă spuneam, 14 circuite, este un distribuitor din alamă cromată, echipat cu dezaeratoare automate, robinet de golire,
distribuitorul Vision de la să vă mai spun de unde. Cred că știți cu toții, nu este nevoie să vă spun, dar am să vă zic, de la Romstal, acesta este returul, iar jos, pe partea cu debit metre, avem turul. Din această doză am alimentat cu curent termostatele de ambient, care tocmai le-ați văzut, sunt montate în doză. Robineții de tur cu termometru, în momentul acesta se odihnește, stă, deoarece casa este încălzită deja, și avem un centru de comandă. Termostatele de ambient sunt conectate la acest centru de comandă, Wi-Fi, wireless. În momentul în care un termostat solicită căldură, fiecare zonă deschide actuatoarele conectate pe ea și duce agent termic doar acolo unde este nevoie. De fapt, se obține confort în toată casa, nu neapărat că vei face o foarte mare economie. Da, vei face și economie, dar ai un confort termic mult îmbunătățit, adică poți să duci fiecare spațiu la temperatura dorită și care te face să te simți cel mai bine și cel mai plăcut, deoarece nu la toți ne place aceeași temperatură. Avem actuatoarele termice, acesta este returul, iar jos, pe partea cu debit metre, avem turul. Din această doză am alimentat cu curent termostatele de ambient, care tocmai le-ați văzut, sunt montate în doză. Aceasta a fost instalația realizată aici. Dacă îți dorești o astfel de instalație, vorbești cu mine, mă poți contacta la numărul de telefon 0722 68 67 60 de luni până vineri, între orele 8 și 18. Până data viitoare, să avem instalații reușite!